China este în pragul unui colaps iminent. Deja sunt din ce în ce mai multe semne care arată că, da, China o să se ducă în jos, poate nu mai e o amenințare atât de mare pentru Statele Unite. Dar lucrurile nu sunt atât de simple și acum n-ar trebui să facem din țara armăsară să ne gândim că gata, dacă intră China în colaps, totul se duce de râpă, totul se duce în jos, bursa pică, e dezastru, ce se mai apocalipsă. Nu e chiar așa, pentru că o să vă explic niște lucruri pe parcurs și ne uităm și pe niște reportaje interesante pe care eu le-am găsit cu privire la China, ca să ne facem așa o idee cam care este situația. Și o să vă dau un share screen și în primul rând de la The Guardian. China este comparată cu situația în care a fost Uniunea Sovietică la începutul anilor 90 și, bine, nu spun că este o situație similară, doar că specifică faptul că China este într-o situație destul de dificilă, on shaky grounds, adică stă să pice. Ce este important aici? Vorbim de un property bubble, ceea ce am subliniat și aici, adică iarăși vorbim de Evergrande și de un alt dezvoltator imobiliar foarte mare, de talia lui Evergrande, dacă nu mă înșel, cred că este chiar o puțin mai mare, Country Garden. Bun, și acesta tot așa stă pe punctul de a pica. Evergrande deja a depus, a cerut bankruptcy protection și se vorbește că s-ar putea să urmeze și Country Garden și este un lucru foarte rău. Unemployment is rising, adică rata șomajului crește foarte mult și pentru că este într-o creștere atât de mare, au oprit efectiv raportările cu privire la șomajul pentru tineri, lucru foarte nasol pentru că oricum vorbim de o țară comunistă și ne gândim că bă, câte ne ascund mă ăștia de fapt, poate ne ascund mult mai mult decât credem noi. Cum am scris și aici, datele nu se mai raportează. Ei au argumentat că nu, că stați, că raportul nu e foarte exact și că noi de fapt vrem să-l facem mai bun și să fie mai corect, mai accurate. Da, vrăjeală, clar nu este asta. Pe lângă, vorbim de a doua cea mai puternică economie din lume, are 17,9 trilioane ca GDP versus 26 trilioane cât are SUA. Este a doua, după urmează, dacă nu mă știu, Japonia și următoarele după Japonia sunt din ce în ce mai mici din perspectiva GDP-ului, adică vorbim de țări care sunt o zecime din ceea ce este Statele Unite. Așa că, da, cele două chiar sunt cele mai importante economii din lume. China s-a ridicat foarte, foarte rapid. Vedem și ce spune articolul aici, că a avut o creștere miraculoasă în ultimii 20 de ani. China a crescut într-un mod inimaginabil. Vorbim în sine, mi-am notat pe undeva 8-9% creșteri în fiecare an din perspectiva GDP-ului, care este foarte, foarte mult. Este cel mai mare exportator din lume și ce să mai... China trece acum printr-o perioadă dificilă pentru că tot acest miracol de care am avut parte, adică 8-9, poate chiar și 10% creșterea GDP-ului de la un an la altul, nu o să mai vedem. Deja se vorbește de o înjumătățire a GDP-ului și acest lucru se poate răutăți și mai mult dacă vorbim de o conducere care este, hai să zicem, încăpățânată. Cum și spune aici despre Xi Jinping. Ca să vă dați seama mai departe cât de important a fost China până în prezent, 41% din creșterea economică globală s-a datorat Chinei. Asta ar însemna că dacă GDP-ul global era de 2,6%, 1,1% din creșterea GDP-ului global s-a datorat Chinei. Iar acum, dacă se va înjumătăți, vom vorbi de 0,5%. Și trebuie ca Statele Unite să vină să suplinească sau să se arate alte state. Deja dacă ne uităm la zona euro, aceasta este, zic, are o creștere a GDP-ului foarte, foarte slabă. În ultima perioadă, culmea, Europa de Est a fost cea care a susținut creșterea economică a Europei. Deci, vestul deja începe să apună în Europa. Acum nu se aplică și în state, pentru că Statele Unite chiar o duc cel mai bine. Și aici așa un pic aviz temerii pe care multe site-uri de profil o insuflă cu BRICS, că vai că o să accepte noi state, vai vor să oprească comerțul practic în dolari și să se axeze doar pe yuan sau pe mai știu eu ce altă monedă. Stați liniștiți din punctul meu de vedere și ce am mai citit și eu și ce spunea și Warren Buffett la un moment dat, Statele Unite ca să pice, ca să treacă BRICS peste sau China peste, trebuie să facă ceva super stupid în următoarea perioadă, în următorii 5 sau 10 ani, altfel mai e până când o să se mute, să fie acest shift de putere. Ce mai vreau să subliniez este faptul că dacă vorbim de un consum care nu este într-o creștere, din contră este într-o stagnare sau scădere, vreau un pic să amintim ce se vorbea pe marile site-uri de profil acum ceva timp,
și mai exact când s-a redeschis China, cum că vai s-a redeschis China după perioada COVID-ului, perioada pandemiei și o să înceapă prețurile la petrol, gaze naturale și așa mai departe să crească, pentru că demandul, adică cererea, va fi frapantă. Uite că nu va fi așa în funcție de ce avem aici, ce ne spune aici acest articol. Deci foarte, foarte mare grijă, nu mergeți pe extremități atunci când citiți ceva, nu vă luați neapărat după articol, nu luați de bună din prima, luați-o treptat, gândiți-vă în ansamblu și o să vedeți că de multe ori nu se întâmplă așa, pentru că headline-urile sunt făcute ca să ne ia ochii. De ce destul de mulți oameni cred că nu o să vedem China în colaps? China fiind o țară comunistă, este mult mai ușor să treacă legi, să ia măsuri mult mai rapid. Într-o țară democratică, poate dureze, se stopează, se blochează și așa mai departe. Dar în China poate să vină Xi Jinping să zic de mâine tăiem toate salariile bugetarilor, creștem toate taxele foarte, foarte mult și voi nu aveți ce să ziceți. Și așa o să strângă foarte ușor bani, o să se pot taxa câțiva ani, 5-10 ani, să-și reducă datoriile și să ajute în sine iarăși toată economia țării să își revină și gata, au rezolvat. Nu interesează că poate să ducă la foamete, că poate să ducă la situații foarte dificile pentru cetățenii săi, nu interesează, pentru că vorbim în sine de comunism. Partea bună pentru cei care au investit în Statele Unite, SUA nu este chiar atât de dependentă de China, cum spun unii, mai exact dependența sa, dacă ne uităm la investițiile pe care le are SUA în China, sunt undeva la 0,5 spre 1% maxim din totalul investițiilor pe care le are la nivel global. Așa că dacă s-ar întâmpla ceva cu China, n-ar fi, hai să zicem, critic, ar fi critic doar dacă China ar intra într-un colaps efectiv masiv. Atunci, da, clar ar afecta tot globul. Dar dacă vorbim de o criză economică, o recesiune și așa mai departe, chiar și dacă este una mai grea în China, nu ar trebui să afecteze Statele Unite atât de rău. Și ultimul lucru despre care vreau să vorbesc este despre demografie. China are o demografie puternic în scădere. A ajuns ca rata fertilității în China să fie sub cea a Japoniei, care este cunoscută pentru cea mai mică fertilitate de o groază de timp. În Japonia deja sunt foarte multe locuințe care sunt libere, se pot cumpăra destul de ieftin pentru că nu sunt suficienți oameni, se vorbește despre populația îmbătrânită și tot așa. Același lucru se întâmplă și în China și, din nou, rata fertilității este mult mai mică, au probleme demografice foarte, foarte mari, nu o să fie suficienți oameni, cel puțin acestea sunt pronosticurile, nu o să fie suficienți oameni ca să acopere nevoia de forță de muncă. Și gândiți-vă câți oameni au plecat din China pentru că, na, erau la un moment dat mult prea mulți, acum roata s-a întors și nu se știe în momentul de față dacă ei poate să întoarcă această roată și să intre pe o traiectorie bună din perspectivă demografică. Dar ce să mai, care este concluzia acestui video? Ce vreau să zic despre China? Dacă va fi ceva foarte, foarte rău, că este posibil, Statele Unite ar trebui să fie puternic afectate. Și mai degrabă ar fi țările emergente puțin mai afectate, dar ar fi o chestie de moment. În principiu, cel mai mare val de subiecte negative va veni din media, care va afecta bursa, dar nu uitați, bursa nu este atât de puternic cuplată de ce se întâmplă cu companiile. Așa că nu vă faceți griji dacă apar vești nasoale din China, au mai fost vești nasoale din China. Eu cred că noi ca investitori o să avem de suferit doar pe perioadă scurtă de timp, dar pe termen lung totul o să fie bine. Dar cam asta este tot ce vreau să vă zic. Referitor la China, nu m-aș ambala încă atât de tare. Ar trebui să stăm calmi, să vedem cum evoluează situația și să analizăm la rece, nu în baza headline-urilor bombastice și fantastice. Dacă vi s-a părut interesant acest video, nu uitați să dați un like, share și subscribe, pentru că mă aștept foarte, foarte mult și ne vedem ca de obicei data viitoare în următorul video. Pa, pa!